poliția, în viața toată marfa. Ascund odată ce păcile, să după necăzilele. Neagră a fost și după amiaza patronilor de beach baruri de pe plaja din Novodari, odată cu vizita reprezentanților ANAF. Echipe mixte de inspectori au luat la rând localurile. Plaja din Novodari a fost efectiv împânzită de inspectori ANAF. Aceștia au luat la verificat localurile din zonă, au verificat totodată acte și bonuri fiscale. Se pare că de această dată oamenii legii au oferit amenzi ceva mai mici decât de obicei. Dacă în urmă cu câteva luni inspectorii ANAF închideau unitățile economice și aplicau amenzi exorbitante, în prezent situația s-a mai echilibrat. Amenzile împărțite în Novodari au variat în funcție de regulile încălcate. Potrivit surselor, numai la două localuri de pe plajă au fost aplicate sancțiuni de 1.500 și 3.000 de lei. Prezența inspectorilor nu a fost pe placul prea multor oaspeți. Ce verifici, domn? Și a făcut armă de gură. De ce stai de gură? Nu stai de gură deloc. Lăsați-mă cu ANAF, vă duceți sus acolo. Nici turiștii nu sunt prea încântați de acțiunile angajaților ANAF, dar nici nu admit evaziunea fiscală. Probabil că trebuie susținut mediul bugetar, lovind în mediul privat. Nu știu dacă e soluția optimă pentru a reînvia economia țării, nu știu. Reprezentanții ANAF vor continua controlele pe litoral în perioada sezonului estival pentru a combate tentativele de evaziune fiscală.